Apelurile la rece sunt cea mai mare provocare pentru oamenii începători. Ei se tem să ridice receptorul. Pentru dânși, apelul la rece înseamnă primele apeluri, înseamnă să ridice receptorul și în timp ce acolo se aude, el se roage, Doamne, poate n-a ridicat, Doamne, poate n-a ridicat. De ce zic despre scenariu? Pentru că, în principiu, scenariul este primul lucru care ușurează foarte mult munca trecând partea emoțională într-o parte tehnică. Adică noi, teoretic, am vrea să vorbim despre faptul că trebuie să fii încrezut, trebuie să crezi în tine, cărți din astea de motivații personale, noi putem. Asta e altceva. Experimentând tot tipul de platforme, dacă pot să le spun așa, de scenarii, întâi hârtie, pe urmă agenda, pe urmă Excel-uri, pe urmă ceva mai sofisticat, am înțeles că avansând în tot tipul de instrumente genul ăsta, îți dai seama cât de multe lucruri îți scapă atunci când vorbești din cap. Un instrument pe care îl utilizăm noi, el e gratuit și oricine din voi poate să-l utilizeze. Iată, el se numește așa, hyperscript.ru. El e un constructor. Vedeți? Asta e un constructor de scenarii.